După ce oficialii Rapidului au declarat că așteaptă cu nerăbdare achitarea unei noi tranșe de bani dinspre primărie, edilul Sucevei Ion Lungu și-a expus ieri punctul de vedere în cadrul unei conferințe de presă. La fotbal am dat până acum vreo 3,5 miliarde de lei vechi și îi aștept pe cei de la club să aducă justificarea. Așa am stabilit cu ei săptămâna trecută. Din punct de vedere legal, nu se pot da sumele mai departe în condițiile în care nu se aduce justificare la prima tranșă. Aici discutăm de bani publici, iar Curtea de Conturi e foarte atentă în asemenea cazuri, a declarat Ion Lungu. Chestionat pe marginea acestui subiect, președintele Rapidului Gabriel Clin a precizat că ieri, în cursul amiezii, a depus în sfârșit de conturile cerute la primărie. Ne-a mai prezentat în două rânduri cu actele la primărie, dar specialiștii de acolo au considerat că nu sunt complete. S-au schimbat mai multe reglementări în ultimul an. Modalitatea de completare și prezentare a actelor a devenit mult mai complexă, însă până la urmă am reușit să prezentăm tot ce ni s-a cerut. Acum așteptăm să primim în cel mai scurt timp o nouă tranșă de bani pentru a putea să achităm din datoriile pe care le avem față de jucători și să ne continuăm activitatea, a precizat conducătorul Rapidului.